Salut și pe v-am găsit la un nou episod în VR. Astăzi din nou vom deschide aceste ouă să vedem ce se află în interiorul lor, dacă reușim să găsim ceva surprize interesante. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade în VR. Și mă gândesc pentru acest episod, cine apasă pe butonașul de like, mă gândesc că va primi 7 ani de noroc, ok? Hai să vedem cine vrea să primească 7 ani de noroc la acest episod. Apăsați pe butonașul de like chiar în acest moment și vă mulțumesc din suflet dacă voi ați făcut acest lucru. Bun, hai să vedem ce fel de ou vreau să deschid prima dată. Bă, cred că ăsta, pentru că ăsta e singurul pe care îl mai am aici, care e diferit față de celelalte. Și cred că vom lua ciocanul. Hai să vedem ce găsim în interiorul lui. Opa, frumos, frumos, să-l deschidem. Ce e asta, frate? Ia să vedem. Ce se află aici? Hopa! Bă, ce e asta, pe bune? Hai să-l construim. Ok. Așa și așa și așa. Ia uitați-vă. Perfect, dar acum putem să-i punem și niște ochi. Cred că o să-i pun un ochi, uite aici. Și cred că o să mai pun un ochi de ăsta. Da, așa. Ceva de genul ăsta va fi. Și avem nevoie și de o gură. Hai să-i punem și gura asta, uite așa. Fiți atenți. Perfect! Hai, la revedere! S-a dus la bandiți. Ok, noi acum o să trebuiască să deschidem un alt ou. Să-l deschidem pe ăsta? Asta cu ce să-l deschidem? Cu ăsta oare? Bă, văd că se deschide. E un ou de ciocolată în interior. Dăm ciocolata asta la o parte. Ok, punem ăsta înapoi. Și hai să vedem ce se află în interiorul lui. Hopa! Hopa, ia să vedem ăsta cum se montează. Așa, așa, perfect. Avem nevoie și de căpățâna asta, dă-o încoace. Eu uite ce am primit. Imaginați-vă dacă l-am primit pe Huggy Wuggy. Bă, s-ar putea să-l primim. Urmăriți episodul până la final să vedeți dacă îl primim pe Huggy Wuggy. Că eu chiar aș vrea. Eu chiar aș vrea să-l primesc pe Huggy Wuggy. Asta e nervos rău de tot. Și putem să-i punem chiar și un de ăsta. Uite așa, uite, e Harry Potter. Ia uitați-vă. Perfect. La revedere. Și pe măsură ce noi deschidem aceste ouă, pică și alte tipuri de ouă. De exemplu, uite, astea nu le-am văzut nici în episodul anterior. Sunt nou-nouțe. Dar ăsta cum s-o deschide oare? Poate avem nevoie de pickaxe-ul din Minecraft? Pare că nu merge cu pickaxe-ul din Minecraft. Poate avem nevoie de ăsta? Apă? Bă, nu pare... A? Ok, stai că văd eu ceva aici. Poate trebuie tăiat așa? Nici așa nu trebuie. M-aș gândi că... Oh, ba da, uite! Oh, ce tare! Bun! Asta e de ciocolată, îl spargem pur și simplu. Și în interior e ca o bilă, ia uite! Ce e asta, frate? Vezi că e șmecheră! Uite, bă, are mușchi. Are mușchi. Asta nici față nu-i mai fac. Direct la revedere. Hai să vedem ouăle astea la alte. Ăsta s-a dus la plajă acolo sus. Ce trebuie să-i faci la ăsta ca să-l deschizi? A, doar îl spargi. Spargi exteriorul. Spargem exteriorul. Oh, au apărut muște. Hai să distrugem aceste muște. Și am rămas cu acest ou. Hai să vedem ce este în interiorul lui. A? Ce e asta, frate? Pe bune, de știu. E un dinozaur? Zici că e un fel de Pokémon ceva. Bă, pe bune că zici că e Pokémon. Hai să vedem dacă îi dăm noi aici frumos niște ochi de ăștia. Niște ochi așa mai șmecheri. Uite așa. Și cred că o să-i dăm un bandaj. Un bandaj în formă de nas. Perfect! N-are gură. Treci mai departe. Hai să vedem. S-a dus la zona de pădure, vedeți acolo sus? Bun, hai să deschidem unul de ăsta. Ăsta ce e? Apeși butonul. Ia uite ce e înăuntru. Lol, e o pisică și un norișor. Dar am nevoie de ceva. Gata, perfect. Hai să vedem. Aici mi-a dat un fulger. Așa, și în interiorul lui... Bă, asta zic că e o pasăre. Chiar cred că asta e. Ia să vedem. Asta e o pila bird. Ok, hai să vedem. O pila bird are nevoie de niște ochișori.
Ia fiți atenți, ăștia se potrivesc destul de bine, aș putea spune. Așa. Perfect. Hai să vedem, la, ăsta, la ce se duce? Similar. Nu știu exact ce reprezintă similar, dar hai să vedem încă unul de ăsta de pădure. Vreau să văd ce mai primim la unul de ăsta de pădure și cred că o să-i fac mai rapid, că vreau să văd ce alte tipuri de ouă mai primim, știi? Dacă stau la fiecare foarte mult, ei bine, nu o să apucăm să deschidem foarte multe ouă diferite. Bă, unde să... Ia uite-l, vino mă încoace. Ia uite, băle. Așa, ia să vedem. Am primit un de ăsta. Ce-o fi, nu știu, dar vedem imediat. Astea-s picioarele. Da, așa-s ca niște, că zici, niște roboți ceva. Un ochi aici. Are un singur ochi. Perfect. Hai să deschidem și un sticker pack. Să vedem ce alte stickere primim. Pentru că, de ce nu? Astea-s chestii pe care le vom folosi aici, știi? Și îți mai dă așa, cred că două... primim, nu cred că mai dă mai mult de două momentan. Astea sunt niște guri. Vedeți, și acum nu mai pot să acționez. Bă, astea sunt noi. Nu le-am văzut până acum. Astea, lul, am nevoie de apă. Ok, hai să vedem. Ok. Și cred că de acolo iese oul. Ia să vedem. Aha, lul, ce tare e. Și acum trebuie să deschidem așa, fiți atenți. Hop. Hop, ce tare e, frate, și eu că ăsta-i preșmecher. Deci vreau un hashtag, dați-mi un hashtag cu un ou, ok? Vreau un emoji cu un ou. Și dacă n-ați apăsat butonașul de like, ce faceți? De ce nu l-ați apăsat? Apăsați-l de urgență, oameni buni, pentru că jocul ăsta este preșmecher. Preșmecher. Bun, aici am primit. Ce e asta? Aici, ai un, e un... copac? Aș vrea să zic că e un brad de Crăciun, dar sincer să fiu, nu prea cred că e brad de Crăciun. Am să-i dau niște ochi roșii, hai să vedem. Cred că se potrivesc destul de bine și aș vrea și o gură. Asta este. Fiți atenți. Perfect! Asta unde se duce? Se duce la plante! Bineînțeles, bineînțeles. Ia să-l vedem pe ăsta. Hai, am nevoie de ceva. Hai că merge, a mers, perfect. Mi-arată pe ecran că am pierdut conexiunea Wi-Fi, mi s-a deconectat, nu mi s-a deconectat, îmi pierd controllerul, că nu mai am baterie. Toate acum, bineînțeles, hai să vedem, poate reușim să facem episodul ăsta fără să se termine bateria și totul. Ok, bun, ăsta așa, ăsta așa. Îmi trebuie niște ochi rapid, rapid de tot. Un ochi aici. Un ochi aici. Uite așa. Și o gură. Așa. Perfect. Asta unde se duce? Asta se duce la hipsters. Mamă, ce sunt astea? Zici că e cubul ăla, logo de la Roblox. Dacă îl pun așa, zici că e logo de la Roblox. Apăs pe buton? Sau ce trebuie să fac aici? Mi-a dat ăsta. Aspirator? Mi-am trebuie să-l aspir. Ok, e ciudat că practic nu pot să-l distrug așa. Stai să încercăm ăsta. Nici ăsta nu-l distruge. A, ia stai. Păi, se pare că se apasă puțin, vedeți? Ok. Cred că trebuie să apeși pe asta. Aha! Și pe ăsta, pe ăsta pur și simplu dai așa și se distruge. Vezi, fiecare ou se deschide diferit. Bine, nu e ou ca și formă de ou, că fiecare are altă formă, dar înțelegeți la ce mă refer. Cum sunt ouăle astea cu surprize, e bine, așa sunt și astea din acest joc. Na, și am primit un robot care să aibă niște ochi mari, mari de tot. Uite așa, un ochi aici și cred că îi mai dăm un ochi de ăsta. Uite așa. Ce? Care problema? Care problema? Mi se pare că îi se potrivește de minune. Ăsta este robotul nostru. Și bine, astea sunt toate creaturile pe care noi le-am făcut până acum. S-a dus la cubes. Și mai avem două secrete acolo, două ouă secrete pe care nu le-am luat încă. Dar hai să mai deschidem încă un de ăsta. Deci trebuie să apeși pe astea. Eu nu mi-am dat seama, credeam că trebuie să folosești vreun tool special, dar nu.
trebuie să apeși pe toate astea, după aia îl sparge așa de pământ și ia să vedem. Formăm așa. Bă, ăsta chiar e din Roblox, uitați-vă. Pe bune zic. Ăsta e Builderman ăla din Roblox. Hai, frate, că nu mă fraierește pe mine, chiar e. Chiar e. Ziceți voi de nu vi se pare că e. E așa mi se pare. E așa mi se pare. Îmi dăm și o gură de asta, uite așa. Și că-s caracterele de Roblox, frate. Se duce tot la Cubes. Dar-s curios după ce terminăm din astea, ce mai primim, știi? Hai să luăm una de asta, ia să vedem. Pică vreun cub acum ceva? Nu, n-a picat. Probabil după asta. Merge și cu apa asta? Mă, tehnic vorbind e tot apă, dar aparent nu vrea apă de la stropitoare. Așa că asta trebuie să-i dăm, apă de la stropitoare. Gata, odată ce a crescut ăsta, nici nu ne mai trebuie. Dar n-a crescut de tot sau care-i faza? Trebuie să mai crească puțin? Da, trebuie să facă sunetul ăla. Bun, ăsta îl și aruncăm. Ăsta îl deschidem așa. Așa. Așa frumos, îl despachetăm. Șpang, șpang. Dă-l încoace. Ha, mă! Trebuie să scot toate astea? Data trecută n-a trebuit. Dar n-are importanță, stai că s-a dus și pe jos. Aș, bun. O, e plantă de-aia. Mișto rău de tot. Ia uitați-vă. Zici că-s alea din Mario. Ce șmechere e. La asta vă zic pun față, că n-are față. E pur și simplu așa. Așa mă când... Oh, uite-le, au picat acum. Bă, ce fel de ou e ăsta? Ia uitați-vă cum arată. Cum îl deschizi pe ăsta oare? Are în interior acolo ceva, dar... Stai să văd, poate cu aspiratorul? Dar nu știu ce faci cu aspiratorul ăsta, că mi l-a dat, dar nu știu ce faci cu el. Asta nu se sparge așa. Poate așa? Nu, cred că cu ciocanul. Bă, nici cu ciocanul nu merge, frate. Stai o secundă. Apă? Bă, apa-l curăță. Apa-l curăță. Aha, ok, deci trebuia curățat. Da, v-am zis, la fiecare e diferit ce trebuie să faci. Ce e asta? Mă, ăsta chiar zici că e Huggy Wuggy. Ia uitați-vă cum arată. Ok. Și are nevoie de o față. Așa că să-i facem o față foarte drăguță. O față foarte drăguță și vreau să mai iau și niște sticăre. O să-i dăm o guriță. De asta. Așa. Uite bă ce simpatic e. Bun, hai să vedem. Deschidem aici sticker packs. Da, în afară de astea mai sunt altele aici. Secret, secret. Deci cred că mai sunt o grămadă. Ok, credeam că noi terminăm în curând. Dar aparent nu. Încă o să mai avem. Ia uitați-vă aici. Și aici și aici. What? Ok, cred că o să mai avem o grămadă. Bun, hai să mai luăm unul de ăsta că mi-a plăcut. Să-l speli rapid așa, speli bam bam bam. Și cu asta, opa, hai dă-mi-l înapoi. Și acum cureți de pânză de păiangăn. Și înăuntru, omul dovleac. Mamă, ăsta chiar e mișto. Dar la omul dovleac trebuie să-i dau o față de dovleac, nu? Adică, nu prea am, da, nu știu. Să zic că îi fac niște ochi de ăștia. N-am ochi de aia special de dovleac. Da, aș putea să-i dau gura asta ciudată. Se potrivește pentru el, chiar se potrivește. Bun, hai să luăm pe ăsta. Da, așa, hopa, înăuntru acolo. Și hai să luăm, ăsta trebuie să luăm. Și cred că de aici încep, uite așa. Vedeți? Vedeți voi? Așa funcționează treaba. Curățăm rapid, rapid de tot. Situația aici. Și acum, ia să vedem. Hopa, hopa, asta așa, asta așa, ce e asta? Ce mă frate, asta se duce la plajă, dar nu vreau tot ochi de ăsta. Acum da, l-am scos, mă pune să îl pun, dar punem un altul aici. Perfect, la revedere. Și acum dacă eu îl iau pe ăsta, ia, ce sunt alea frate? Stai așa că trebuie să-l facem acum, că dacă l-am luat.
Îl facem repede pe ăsta și pe aia vedem ce sunt alealte. Că alea, pe alea nu le-am văzut până acum. Doamne ferește câte sunt. Da, ăsta e tot din Roblox. Ăsta e tot din Roblox. Ăsta e caracterul, zici că e caracterul pisicii. Bine, nu chiar. E mai pătrățos așa, dar... ia să vedem noi. Pot o facem așa. Avem nevoie de niște ochi. Oh, nu, are un ochi pe mijloc. Ok, așa rămâne. Ce sunt astea, frate? Zici că e de ăla de mâncare de căței? Da, nu știu, e ciudată treaba. Dar hai să-l deschidem. Oh, e o minge de cățel. Dar e de ciocolată, așa că putem să o spargem. Și înăuntru e un doggy treat de cățel. Ia uitați-vă. Îl deschizi așa. LOL! Mă, frate, cât de șmechere sunt jucăriile astea. Mi se par foarte mișto. Și felul în care deschizi fiecare ou, faptul că e diferit, nu știu, mi se pare superb. Superb mi se pare. Și chiar cred că jocul ăsta merită din plin. Poftim. Și vreau să mai deschid una de asta, că chiar sunt curios cum ce o să mai primim. Și asta se deschid și ușor față de celelalte. Adică uitați-vă și voi cât de ușor îl deschid. Dar acum, exact când ziceam că se deschide ușor, nu mai mergea fermoarul. Mă, asta e catnap, o bune. Ia uite-o. Catnap, tu ești mamica. Eu nu m-am uitat să văd unde se duc ăștia, dar vedem acum unde se duc, fiți atenți. Ia, la ce secțiune? A, la animals, acolo sus. Ok, ia uitați-vă câte chestii am mai primit. Ia, vreau să văd aici. Asta poți să-l spargi că e glob de Crăciun. Ia uitați-vă cum arată. Și înăuntru ce avem? Cadoul! Om de zăpadă? Da. M-am gândit eu dacă tot e tematic că e om de zăpadă, dar avem nevoie de niște ochișori pentru el. Uite așa, o să punem un ochișor de ăsta. Nu prea are importanță ce ochi pui până la urmă. Nu prea contează atât de mult, dar... pun și-o la vrăjeală așa. Ia uitați-vă. Jbang. Frumos. Ok. Mai dăm încă unul. Perfect. Și cu aceste stickere. Da, oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Eu unul sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!